Salut! Sunt Marz de pe dli.ro și în acest video îți voi prezenta un nou truc cu monede. De data aceasta voi transforma 50 de bani în 2 euro. Toate astea doar cu un pic de magie. Uitați-vă cu atenție la monedă. Puteți să vedeți că este o monedă de 2 euro. Cum am realizat acest truc? Vă spun chiar acum. În primul rând aveți nevoie de o monedă de 2 euro. Bineînțeles, este destul și o monedă de 50 de bani, respectiv una de 10 bani. Luați moneda de 50 de bani, pe care o luați în mâna dreaptă și o prezentați publicului. O puteți ține cu degetul mare deasupra, iar restul palmei să fie dedesubt. Prima monedă de 2 euro, care o va schimba pe cea de 50 de bani, o țineți frumos între degete. Iar în momentul în care țineți mâna în mod natural, nici nu se va observa că aveți o monedă în cealaltă mână. Bun. Prezentați moneda, iar în momentul în care duceți palma deasupra ca să efectuați trucul, lăsați moneda de 50 de bani să cadă în palmă și veți prinde efectiv cealaltă monedă care va fi folosită pentru prezentare. Iar cu cele două degete puteți să țineți cealaltă monedă să nu pice jos și să o mai prezentați așa. Moneda de 50 de bani va fi ascunsă. Bineînțeles, repetăm, nu suntem magicieni profesioniști, ci pur și simplu prin aceste filmulețe nu încercăm decât să vă prezentăm cum să fac anumite trucuri și nu vă rămâne decât să le exersați, să ne întreceți pe noi, pentru că noi le-am exersat chiar foarte puțin, interesul nostru fiind să vă dezvăluim cum se fac aceste trucuri. Și cine știe, poate vă găsim pe undeva pe la vreun show unde veți efectua aceste trucuri magice sau pur și simplu vă veți bucura prietenii la petreceri, familia sau chiar copiii. Destul de simplu și acest truc, nu-i așa? Accesează dli.ro. Să descoperim lumea împreună.